Salutare, oameni buni, și bine ați venit la o nouă emisiune, Un ceas de Taifas. Așa după cum v-am obișnuit, e bine după amiază, e ora 16, e taman acel, fix acel moment în care ar trebui să vă așezați în fotolii, pe canapele, după ce ați servit masa, dacă ați avut ce să serviți. Faceți-vă confortabil, dați drumul la o sticluță cu dob de plută sau cu dob de tablă. Nu contează, important e să aveți gâtul umezit, pentru că... Dodo, astăzi și dacă va vorbi englezi, foarte, foarte mult. Faceți-vă ceaiul, dar mai încolo, că la ei avea ora 2, când spunea 5 o'clock tea, mai e o vreme, nu? Exact. Dodo va vorbi foarte mult, știe el de ce și cu ce. Cu alte cuvinte, ori se rupe hamul, ori face cacatalul. Da. Ce mai faci tu, Dodo? Bă, bine, cui apuc, știi? Că... Bine, mulțumesc de întrebare. Da. Fac școală, azi nu fac, știi că vinerea, noi gravidele n-avem ora. Da, noi gravidele sunt care avem oră în cursul săptămânii de la ora 13 la 14 de luni până miercuri, și de la 14 la 15 joia, ceea ce este minunat. Pe mine mă bucură cumva chestia asta, că restul claselor pleacă, am opționalul de rock and roll. Și pot să fac așa la volum în boxele alea. Ieri, de exemplu, am avut un concert la care țin eu foarte mult, la care am fost în sală, la Royal Albert Hall, Emerson, Lake and Palmer. Pot să zic că copilor le-a plăcut la culme. Într-adevăr, e un spectacol dincolo de muzica care e grea, e, da, cu inserturi simfonice, nu știu, ei sunt inventatorii progressive rock-ului, prog rock-ul de azi. Da? Emerson, Lake and Palmer sunt fundamental, sunt zeități în muzică. Băi, ieri copiii ăștia care au beneficiat și de volum și de poveștile mele din sală de la concertul ăla. Deci nu că am fost, concertul ăla e cu mine în sală. Băi, e o chestie să, știi? Și mă pot repera, m-am reperat odată cu biletul în mână, cu rândul nu știu care, locul nu știu care, stop cadrul pe sală, luat schema sării pe alt site și uite acolo pata albă. Eu eram țărănoie din inima Londrei. Toți erau, mă rog, nu în costume, nu se vine chiar ca la concert simfonic, la, e concert de rock totuși, da? Bă, dar erau îmbrăcați, deci eu eram cu o pieliță, da, o pelerină, o folie. Pielița, auzi? Adică, asta, bă, da, o ploua era, da? O perelină. Perelină, da, era 3 octombrie, afară burnița, așa nu știu cum, și am pus aia peste mine, un s-o dai jos în sală. Și asta, deci era, știi, cu trei dungi, așa, Adidas, bă, nu mai avea nimeni Adidas în sala aia, la Royal Albert Hall, mai ales, nu, poate prințul Charles să fi avut, era prințul, atunci era în loja regală, era un concert deosebit, revenirea după 14 ani, parcă, a grupului pe scenă și a onorat și prințul cu prezent. Mă rog, a fost o chestie grozavă atunci. Nu ne-am mai, după cum ai și... Ai prevăzut tu foarte bine, emisiunea săptămânală s-a făcut iarăși lunară. Da. Păi, nu știu, măcar e bun și atât. Sezonieră, deci asta e de iarnă. A fost sezonieră până... A fost sezonieră, da. Păi dacă a trecut vreo 2-3 luni. Emisiune până la penultima. Asta fiind bine, care am avut și noi chestii, plecări, străinătăți, șmecherii. Da. Șmecherii, eu am plecat la Băile Olănești, la un Bora, la... La București, în cel mai bun caz. Sovata să-l cunosc eu pe tata. Da, da. Unde e aromată înghețata. M-am selectat așa, m-am gândit eu să-ți arunc mingea așa oarecum la fileu. Prima chestie, profesorul Mihai Dimian, cu ceva timp în urmă, cu o săptămână, două în urmă, și-a anunțat candidatura la funcția de rector al Universității Ștefan cel Mare Suceava. Bă, să nu încep să fii... ultra academic. E cinstit. Ce părere ai? De universitate, de domnul Dimian, de candidatură. Ce părere ai de chestia asta? De că domnul Dimian și-a anunțat candidatura. Foarte bine a făcut. Păi ce? Puteai să ți-o anunț tu? Nu. Nu. Nici eu. Nici n-aș fi... Nici eu, nici Lungul, nici Râmbul, nici ce să-ți anunțe. Păi, nu, acolo. Dar important e că în momentul... Nu. Poate doar domnul Barbă, că domnul Barbă predă la universitate, din câte știu eu. Eu mi-am, deci în momentul în care și-a anunțat dumneavoastră candidatura, toată lumea, gata, deja e ales înainte. Ca când ar fi rezolvat. E ca când ar fi. Păi, dar nu e singur, dar are contracandidat? Nu știu, n-are. Nu știu, că nu m-am... Dar e ca așa în democrație. Păi tu și câștigi. Nu, dar tu faci așa un exercițiu de memorie. Da, e ok, domnul Dimian. Că
Și aduți aminte că domnul Odimian, cum ne explica dumnealui, de ce COVID-ul ucide mai puțin în Marea Britanie. Da. Ții minte? Auzi, nu, nu mai ții minte. Da, de cine, no. Și care mai, ce mai era legat de COVID? Omul s-a remarcat foarte mult în perioada COVID-ului. Da. Da? Da. Deși da, nu este... Da, făcuse instalația da, aia care nu a mai... Bine, mă, instalație, deci mulțumită efortului. Sunt spitalul județean Sfântul Ioan cel Nou. S-a închis. A văzut, s-a închis, a văzut primul. A avut primul laborator de testare COVID din județ în martie 2020, când din cauza numărului mare de infectări, Suceava a fost denumită Lombardia României. Ții minte, da? Așa. El a avut ideea să mute... Deci când ești de la mine din casă, din curte, ai două variante. Ei la Vale pe Bradului până dai în universității lângă Pompieri, sau traversezi curtea din spate, partea din spate a stadionului, în spatele tabelei de marcaj, de unde este clubul, unde este segriu. Tabela de marcaj cu carton? Deci treci pe acolo și ieși la poliție în față, da? Lângă poliție, acolo ești, da? Sus. Păi am neglijat sau nu m-am gândit că e chiar așa, că aveam de mers la alimentarea de vis-a-vis și când am ajuns acolo să mă omoare, a scos un pistol la mine, stai, zice, ce aveți pus? Ce m-a luat? Păi zice, interzis, zice, de la tumnai de la stadion, de la intersecția cu primăria, până hăt la Petrom, da? N-ai ce să cauți, păi pasărea... Era partea, păi tu nu știi tu nimic, numai domnul știe, domnul Cricri, despre care ți-am spus, el știa că avea încercuit, deci îmi dădeam declarații. Era oraș în oraș, o parte din oraș era închis, până la linie era COVID-ul, iar dincolo de linie nu mai trecea COVID-ul. Și când se spălau străzile, tot de COVID se spălau, nu mai era COVID-ul, dispărea că îl absorbea haznarele, și scurgerea, cum îi zice, canalizarea. Da, și s-a mutat, și uite că așa s-a mutat aparatura de depistare a virusului de la universitate, s-a mutat la spital. Da. Și mai, dacă... Auzi, dar niște virus din spital au fost dați afară atunci, dar, de ține, nu? Da. Tot, ți-am copii datorită aparatorii domnului Dimian, au dat afară virusul ăla suprem, dar la spital, da. Tot domnul ne explica cât trebuie să ne vaccinăm, cât de important și cât de sigur este vaccinul în multiple... Pentru mine a fost. A fost? Păi, dar eu spun, eu nu încerc acum... Stimate, domn, eu m-am vaccinat de 3 ori de fiecare dată la spital. De 3 ori te-ai vaccinat? Da. Și am făcut COVID între vaccinul 2 și vaccinul 3. Da, eu m-am vaccinat de 2 ori, așa, și am făcut COVID de 4. Foarte mișto, ești mai hotărât. De vreo 2 ori am făcut urât. Da. O să spui, bă, muriai dacă nu... Nu spun. Că deci, dacă nu-ți făceai, nu? Nu spun. Dar vreau și acum, domnul Dimian să spună în continuare cât de bun este vaccinul. Cât de bun este vaccinul anticovid? Să iasă în continuare și să spună, domne, e bun vaccinul. Că ăștia vin și, știi, primesc tot felul de telefoane, tot felul de avan, fel de nen care ne spun, bă, mâine muriți, voi, mâine muriți, e bun. Că dacă nu era bun, nu mai avem de dat încă 2 miliarde și înapoi, nu? Da? Bă, cât de bun deci a fost, e nu? Bun dacă continuăm și nu după da ce nu mai e COVID, după ce nu mai e vaccin, după aia, noi continuăm să-l plătim, mă înseamnă că eu nu contest calitățile academice ale domnului. Asta nu mă fac, că nu-i de... Eu spun așa ce spun. El candidează la universitate aici, bă. Dar nu mă interesează. Deci nu la Organizația Mondială a Sănătății. Mă, să ducem domnul. Da, mă, dar el s-a erijat într-un omegist de asta, organizator mondial al sănătății, omegist. Păi, dar atunci, acum s-a comportat domnia sa? Da. Păi era ca un agent secret al OMS-ului, sau bine, da? Universitarul, domnul profesor, a explicat pe contul, la un moment dat a explicat pe contul dumneavoastră de Facebook de ce Marea Britanie, ți-am spus, am zis, avem mai puține decese, da, că s-au vaccinat. Știi de ce? Da? Nu s-a vaccinat nimeni în Marea Britanie? Nu. Nu ieșeau acolo profesori universitari să spună lumii să se vaccineze. Unde sunt actorii ăștia toți care spuneau, nenorociți ăștia care spuneau că s-au vaccinat și își băgau apă? Unde sunt ăștia? Pe strada fiului meu, în localitatea Portsmouth, din sudul Marii Britanii. Am auzit și eu de localitatea ta, într-un film. Am văzut un film.
e locul de naștere al lui Charles Dickens. Da, și locul unde s-a afirmat Sir Arthur Conan Doyle. Da, am pus la muzeul Conan Doyle și l-am văzut pe câinele din Baskerville, zida, perete, tot peretele era câinele din Baskerville. Bun, acolo, eu am vorbit cu vecinii lui, cu prietenii, cu aia. Niciunul nu și-a amintea să se fi vaccinat, niciunul nu și-a amintea să fi purtat vreo secundă în viață mască. Fiul meu a purtat mască din prima zi, fiul de român, da? Nici el nu s-a vaccinat, nu crede în vaccin, nici prietena lui nu crede în vaccin, nu s-au vaccinat. Noi proștii de români, nu? Bă, dar n-au noi trebuia să ne vaccinăm. Da, dar n-au ieșit fără mască, în ideea că au oilor și lor, da, și lor, să mai, n-au făcut. De ce n-au făcut? Nu s-au vaccinat, n-au făcut COVID. Tu te-ai vaccinat, ai făcut, eu m-am vaccinat, am făcut. Un bou, am fost un bou. Da. Da? Când m-am vaccinat. Oameni buni, asta am fost. Ești foarte fericit. Nu, că ești fericit. Da. Deci, bine, eu cunosc pe cineva care este prea fericit. Unul singur este prea fericit. Nu, este prea fericit, tot cu vaccinul. Tot cu vaccinul și el tot cu apa. Dumnezeu tot cu apa. Odine, da. Tot cu apa, știi? Da. Eu da. Sunt sigur că nu și-a făcut. Din moment ce nu a arătat, în momentul în care și-a făcut și atunci când îți arată... Ai o bănuială că era... Mai mult decât o bănuială. Am o bănuială asupra multor persoane care au ieșit în spațiu public și au spus să ne vaccinăm și ei nu și-au făcut vaccinul. Da? Eu sunt sigur de asta. Deci eu pot să mă mândresc în continuare cu prietenia cu doctorul Răzvan Constantinescu, cel mai mare apologet al antivaccinismului planetar, galactic, da? Răzvan nebun, deci să nu audă, nu vadă, îmi poverească campanie. Și acum, uite, a fost invitat din nou la antena cu vreo 203 și a adus el în vorbe tot la vaccin și toate alea. Adică, da, trăiește Răzvan. Sicriile alea în care l-au băgat oamenii la început, alea au fost... Alea de la, nu-mi doream la Milano de o singură erau, chestie la și la noi au fost. Și la noi au fost acolo erau 5.000 de izolete. Nu știu, multe, nu știu dacă vreo 5.000, dar nu știu, câte, ceva, multe izolete au fost aduse și trebuia să te ducă. Ce face acum că... izoletele? Unde e izoletele? Au dispărut. Unde au dispărut? Le-a înghițit... Da. Când luau oamenii, deci luau oameni mai grași, știi, și le băga acolo, aveam groază. Și îngropau cu tot izolete, de-au dispărut izolete. Oamenii îngropau, oamenii săraci care au murit de COVID, cam îngropau în curul gol, în pungă. Eu ți-am spus că am avut un unchi care a făcut vreo 14 ani de pușcărie la Periprava, da. Pușcărie politică și a murit seara și a doua zi dimineața l-a îngropat în pungă. Asta, cam asta s-a întâmplat. Bun, hai să lăsăm, că eu mi-am spus oful, tu ți-ai spus. Da, ce mai aduc aminte că trebuia purtată masca până la masca, la un moment dat trebuia purtată tot timpul și în spațiu exterior. Era un domn de la USR, deputat și acum, doctor, medic, da. Care ne explica el cât de important este masca și afară și ce distanță trebuie să stai afară. Da. După aia s-a scos masa în spațiu exterior, dar era obligatorie în curtea școlii. Deci pe mie și era să-mi iau amendă. Deci era să-mi iau amendă. E înghițitură, da. Dai masca jos, e înghițitură, tragi masca era... molfăi, scoți masca, bagi în gură, bagi masca molfăi. Statul era atât de permisiv în toată bunătatea lui, da. Încât îți permitea să-ți dai jos masca când înfulecai. Da. Da, ceea ce era ciudat era că masca trebuia să o s-au inventat mai de gaură în care, da, nu, la... mai erau cu gaură, mai erau cu gaură. Da? Eu cunosc o persoană cu fumătorii care aveau gaură și respirau prin ea că nu puteau. Da, știi, masca trebuia purtată de la gardul școlii, în curtea școlii, iar după gardul școlii nu mai trebuia purtată. Iar stătea gardianul, veneau gardienii ăștia de la primărie și stăteau proțăpiți în fața școlii. Bine, și acum. N-am ce face eu, mă duc în fața școlii și mi-a prind o... Nu țigară, că nu era voie. Nu, mâncam, bă, nu mi-a prind. Îți a prins o grisină. Nu mi-am aprins, o grisină. Da. Că nu, mâncam. Da. Nu mi-am aprins, că nu-i voie în fața. Chiar nu fumez în fața școlii. Nu se face chestia asta. Da. Bă, vine și și spune că dacă nu ies afară, că să nu mănânc, să mănânc după gardul școlii. Ce, mă? Da. Nu poți să-mi crezi. Pe bune. Da. Omenirea de la ea, mițel, e foarte clar. Toată. Noi, nu ei. Toată omenirea de la ea. Tu ești... Trecut, știi? Noroc de războiul din Ucraina că s-a terminat COVID-ul. Războiul din Ucraina face parte din... A fost prima etapă a războiului... Din?
a noului război, știi? Da. Partea a doua e asta. A treia vom vedea. E o părere, nu e a mea, e a unora care este. Da. Tu ești prof la Ștefan, nu știu dacă l-ai prins pe profesorul Ioan Nemes. Nu, ne-am cunoscut în afara cadrului școlii. Era deja pensionat când ai ajuns, tu nu da, fii pensionat. Deci m-am cunoscut cu jucătorul de cărți Nemes, cu care am fost vecin. Da? Nu mai am fost vecin. Da, deci e unul din oamenii care mi-au fost atât de dragi cât nu-ți poți închipui. Extraordinar de drag. Am avut norocul de a fi ghid într-o excursie superbă în Cehoslovacia, turul castelelor din Cehoslovacia, 18 zile, am văzut, nu știu, 40 de castele. Și domnul Nemes, care era cu mine în grup, da, s-a îmbolnăvit, a făcut o dublă pneumonie, cred că în zbor, să o luase de acasă. Când am ajuns în Praga, era cu 41 temperatură, îl dur la urgență, l-a dus, ce am făcut. Numai că seara, da, cu 41 temperatură, ne-a chemat la el. I-am dat un apartament cea mai bună aia lui și doamne i-am dat. Și acolo a făcut sala de jocuri, băi. Deci acolo se juca taroc, că el era cel mai mare tarochist de pe lume, da? Eu nu mai jucasem decât în cadrul ăla restrâns în care și învățasem tarocul. Nu știam dacă știu să-l joc. Și a zis, vino încoace, că am auzit de la alții că știi. Da, domnul profesor, da, nu știu ce. Pentru mine profesorii erau o chestie de foarte mare respect. Pe atunci mă gândeam, neamul meu să ajung profesor vreodată. E profesor era ceva, așa, când am ajuns eu să ajung, am stricat și meseria asta. Da? Și domnul Nemes, ceea ce nu știi tu și nu știu mulți, dar noi am discutat-o, a intrat în legendă la Ștefan cel Mare, când a salvat de la corijența la el pe nepoata unui coleg, profesor și el, care a zis, băi, zice, hai să o scoatem, zice, păi acum îmi spui, mă, zice, că e nepoată ta, după ce, zice, o medie de 2 și una de 3, tale, ce, păi, stai, trebuie 10 ca să-i scoate media de... Păi, na, zice, da, și cât e? Păi trebuie, nu știu, cât, 14 note de 10, ca trebuie, ca să iasă, nu știu cum. Domnul Nemes a rezolvat chestiunea asta. I-a pus o notă de 38 și o notă de 22. Serios? Pe cuvânt de onoare. Deci este, o povestesc că e bătrân în liceu, nimeni n-a negat-o și beneficiarul, deci unchiul fetei rezolvate în acest fel, ne-a spus el, da, bă, zice, așa e. Da, că era un om, un suflet bun, o minune, eu pot spune. Minune, minune. Profesorul, domnul profesor Ioan Nemes, al cărui nume a fost dat Parcului Central al Sucevei, a fost comemorat pe 10, parcă pe 10. Oricum, om a fost născut în 1924 și a fost comemorat la cimitirul Pacea de foști elevi. Știi? Iarăși aici devin cârcotaș, pentru că foarte frumos că foști elevi l-au omagiat, însă puțină lume știe că eu am fost vecin. Suferința prin care a trecut profesor Nemes până a murit, a căzut la pat mai mult de un an de zile, a stat în frig, neîngrijit. A fost îngrijit niște mahări de la așa. Mergea la el o mică istrată, mergea la el. Eu spun că l-am îngrijit doi oameni simpli de pe stradă de la mine care făceau chestia asta cam cu toată lumea. Că erau oameni care munceau cu ziua și ei l-au îngrijit. A stat mai mult în frig, prost hrănit, da? Nimeni nu s-a gândit dintre foștii elevi să-l viziteze sau să-l ajute. Era important și acum că îi se păstrează memoria, dar mai important că erau ultimele clipe de viața ale dumneavoastră. Îi se păstreze în viața. Nu te mint. Ascultă-mă ce-ți spun, că am fost gard în gard cu om. Da. Era, vorbea toată strada, vuiau toate babele și toți moșnegii de cât de prost este îngrijit profesorul Nemes și în ce hal a ajuns. Dar nu știe multă lumea asta. Profesorul Nemes a fost comemorat miercuri la cimitirul Pacea. Toți au grăbit să-i dea nume Parcului Central la Sucevi, dar l-au lăsat să moară neîngrijit. Da, asta intră în specificul românesc.
Știi? Și are sens să intrăm în detalii, că așa se întâmplă cu mai toți românii. Da. Da. Da? Ne amintim de ei după ce s-au cărat și începe să ne pară sau nu. Da, nu, eu nu contest că ne-a părut rău. Bă, cea mai mare este posesorul cele mai importante colecții de... Ce s-a întâmplat cu colecția lui? E la Dorohoi. Pentru că în Suceava n-a primit-o nimeni. Uh-huh. Dorohoi a fost singurul loc care a primit, singurul muzeu care a primit colecția lui, cea mai mare din țară. Așa. Cea mai mare din lume. El așa zice. Păi, că nu știe vreun alt colecționar. Știi când a fost arestat, că a trecut fraudulos din... A avut excursie în URSS și a trecut în China. Când rușii erau cu chinezii pe ostilitate, da? Și el a trecut în China fugind după un fluturoi, mă! Adică, de care era la care nu știu cum, s-a turnat după el și... Păi, au somat, ei l-au zis, somație, era cu ochii după... Și l-au prins, au râs și... Deci s-a încheiat pașnic toată chestia, dar... Ce mai important despre profesorul Nemes și că manualul de clasa nouă pe care eu am fost cu capăța, pe care l-am avut. Da, da. L-ai purtat la școală. Pe care l-am purtat, îl purtam și l-am pierdut. Pentru că nu pot să spun, acum că mă mai aude în aibii cineva și spune că mint aici. A fost scris de, și de profesorul Nemes. Mm-hmm. Nu știu dacă în colaborare cu altcineva am căutat acel manual. Nu l-am mai găsit, măcar să-l văd de la cineva, să-l... Nu l-am mai găsit, mă lor de clasa nouă de liceu. Deci eu n-am cunoscut profesor mai iubit. Știi, ca să fie mai... Foarte tare, chestia, foarte tare. Da. Trecem puțin la actualitatea, nu știu, politică, administrativă. Noi am avut și aici invitat pe domnul primar, ne-am bucurat, am fost privilegiați de faptul că a făcut unicele declarații referitoare la un eveniment, la angajarea nepotului său ca primar, ca arhitect șef al Sucevei. Da. Da? Am fost singurul post unde dumnealui a fost dispus să, și ce a să dea niște declarații. Că eu știam din alte surse că nu l-a angajat acum, că e angajat de... Dumnealui a spus că nepotul său în vârstă de 34 de ani și a terminat studiile la Iași, a ajuns la primăria Suceava prin transfer de la Moara, în urmă cu aproximativ 5 ani. Deci vreo 5 ani? Da, se numește Ioan Lungu. Faptul că numele său de familie este același în presă, s-a spus că nu este o coincidență, este nepotul dumnealui. Important ce este? Că nu este încălcat, nu s-a făcut nicio ilegalitate. Da? Dumnealui a motivat așa, că este un tânăr de perspectivă, că singurul păcat al lui este că este nepotul, îl cheamă Lungu și că e nepotul său. Da. Asta nu a spus. Nu ți-am spus acum ca să ne apucăm să-l tocăm pe domnul Lungu. Îl toacă destui oameni, noi nu facem chestia asta. Deci eu pe el am să-l toc. Mai ales prin comparație cu alții care merită toc. Ca să fie n-am să-l toc. N-am să-l toc. Da, uite că nici eu. Ai văzut, da. Și nu vreau. Poate n-am să-l votez, asta e altceva. Dar eu personal n-am să-i reproșez nimic și pot să zic că relația mea directă cu el cei 700.000 de ani de când conduce orașul ăsta a fost una în regulă. De aici, de la radio, nu știu dacă ții tu minte, cu siguranță, tu n-ai cum, cred că nici nu există, nici nu erai programată pe atunci când la radio ăsta se transmitea zilnic de 10 de ori un spot care suna așa. Deci începea cu la și vocea mea care spunea cu strada Bradului cum rămâne. Și se auzea vocea primarului Lungu, ca tren. Ani de zile. Deci după ce eu m-am mutat pe strada Bradului în 2003 și care era o hârtoapă și un șanț și o ăsta și o nenorocire și praf și pământ și noroi și toate. Ce mai domnul primar de asta? Da, eu te rezolv până la primăvară, la toamnă, aia, la altă, la... stai așa. Și am băgat aici. Odată, 2 ani și ceva, 3 cred că a curs până
S-a enervat și a zis, bă, mai țacă în pulță ăsta cu strada Bradului. Și cred că două zile a făcut-o. Impecabil, să țină și acolo asfaltul. Au mai venit, au mai răscolit și au adus aminte niște neisprăviți, că mai au de schimbat o țeavă, nu știu ce, dar pe fond se află. Deci, am avut cu el meciuri. Pot să spun că a fost de o corectitudine exemplară, că atunci când mi-a promis ceva s-a ținut de cuvânt și capătul și mântul ăsta a fost fundamental. Când am făcut o pană de cauciuc, eram cu vechea mașină, cu Volkswagen T4 și la Petrom, unde s-a făcut, deci pe drumul una, pe Bulevardul Ipătescu, cred că e tot Ipătescu acolo, e un semafor, se face o dreapta spre stațiune unde s-a făcut un cartier, sunt niște blocuri acolo și acolo e un semafor. Opresc la semafor când se plec, flanca, mă uit, o veneam de la Iași, da? Rata dreapta față, pleșcă. Eu zic, ce fac? Am luat-o stânga spre Șcheia, că acolo erau niște vulcanizări, am ajuns și mi-a dat-o. Dom'le, zice, unde ai fost pe câmpuri, ai bătut ale? Zice, eu, ce ai aici, o caia? Hai să mori. Păi de unde să fie caiele? Zic, de la... Și a doua zi m-am dus la domnul primar cu aia și zic, astea în târg să distrugă, cum, ce să caute în municipiu caiele de astea, că nu facem agricultură la Petrom. Și zice... Poți să pui, ți-am trimis un filmuleț. Un filmuleț. Dacă să știi ce a făcut primarul tău, da. Zice, ce cauciuc ai tu acolo? Zic, un, nu știu ce, un Goodyear. Cât face? Ia 5.800 de Băi! Ia și cumpărăți cauciuc, dacă e din cauza mea. Băi, era să mor acolo. De ce asta a fost? Hai, mai e ceva, nu? Liber. Bă, am pățit-o pe pielea. Auzi, vreau să-ți spun, iată... Ce aș putea să-i reproșez? A venit ziua de 24 ianuarie, mare reuniune la Iași. Dacă poate, Alexandra, să pună un filmuleț, să-l studenți și să te minunezi. O să dai în o să spui că ai halucinația. O vezi la titlu, vezi ce vede ea sau nu, face ea să văd eu? Sau cum facem? Nu. Să mă uit în ochelarii. Stai așa cu ochelarii spre ecran și eu în ochelarii tăi văd reflecția. Da, să rămâne, e perfect, e minunat. Vă doi domni minunați în ecran. Da? Unul așa și unul așa. Nu zic cum, că ne-a văzut. Să fiți atenți. Da. Hai să mai vorbim, să acoperim, că nu e ce. Se poate? Sigur. Când, da, și când se o să poate, și când se o să putea. Da. Astăzi am venit să vorbim cu pioșenie despre cei care s-au sacrificat pentru această națiune. Alexandru Ioan Cuza, regele Ferdinand, regina Maria, făuritorii Urinii. What? Bro, what are you talking about, man? Ei ne-au lăsat această mândră moștenire. Factorul mi-a trimis-o. Copleșitor. Păi da, dar știi de ce? El s-a luat cu textul de dinainte, a zis pioșenii și cred că ouul i s-a părut că e în plus. Ieșea pișenii. Și dacă era pișenie, au făcut urinea. Păi, frate, da, nu? Așa ziceau ea. Da, aveai cunoștință de asta. Am văzut o bucată atunci, da. Actorul, deci, când juca Unirea Slobozia în Champions League cu Dan Petrescu antrenor, da? Păi, dar englezii nu au zis niciodată altfel decât urinea. Urinea Slobozia, nicio chestie, da. Vai. Tot pe 24, ai văzut? Nu, e frumos. Domnul Flutur se afla la Iași la această întrunire. Cred că la această întrunire s-a aflat. Dar nimeni nu avea altă întrunire. Miezul din Dodoașcă este Iașul. Mm-hmm. Nu despre asta. În timp ce Partidul Aur organiza în fața sediului provizoriu al Consiliului Județean în ziua de 24 ianuarie, organiza un meeting de protest. Da, domnule, dar după ce fuseaseră și ei la Iași, ei fuseseră la Iași și domniile lor și am văzut înregistrarea de la Iași unde reporterii Țoaica îl întreabă pe lider Mahimo
De aur. Domnul Simion zice, acum mergeți la Focșani, bineînțeles, zice, mergem la, să terminase aia la Iași, aha, era prânz, așa Mircov, zice, plecăm, da, să dăm, să vin la Mircov cu grăbire, cu sorbire, sau la, da, sorbim dintr-o privire. Da, și fac, au tăiat-o spre Focșani și au venit să sorbească la Suceava, au sorbit. Și au, da? Da. Și au demonstrat știind clar că președintele CJ-ului nu e, nu? Păi, știau, nu? Evident că știau, adică cum să nu știi, bă, dacă le-ai lăsat la urmă. Așa, da, era face to face. Da, așa și am mai, gândit și eu. Da, mi s-a, da, mi s-a părut mai corect. Mai da, con... da. Corect. Da, da. Întrebare, da, întrebarea roșie. Cu ce rămâne Suceava, domnul Doru Octavian Popovici, după ziua de... Deci a fost, după aceea, a fost reacția președintelui. Nu. Retractulează. Domnul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a avut a răspuns, da. Da? Ai văzut și tu cum a răspuns, provocându-l pe, pe domnul Simion să candideze la șefia Consiliului Județean Suceava împotriva domniei sale, deci, propunându-i ca pierzătorul, ca pierzătorul să se retragă din... A ieșit domnul Flutur băiat de acolo. Și a zis că noi numai înainte, nu înapoi, că ăștia vă dați, dați-mi da. Înapoi și eu vreau Bucovina înainte. Aia e răspunsul pe ăsta. A fost, nu știu... Da. Și după aia a doua zi a venit cu altă propus, postare, da? Cu altă postare pe care i-a propus domnului, ce, domnul senator sau deputat? Deputat, cred că este. Deputat Simion să candideze la șefia Consiliului Județean Suceava, chiar împotriva domniei sale. Rămășagul, miza fiind retragerea din politica a perdantului. Bun, se întâmplă câteva chestii. Așa dă bine la popor și la imagine și la voi ce a tras-o, i-a zis, i-a pus să-l vedem ce-i cu asta. Mă, că aici intervin chestia, eu am discutat tot a doua zi, aici era domnul Nicolae Barbă, adjunctul domnului Flutur la Consiliul Județean, dar vicepreș. Domnul vicepreș Nicolae Barbă, i-am zis și dânsului, tot așa e zic, bă, că așa scrie un jupân, când eu, domnul vicepreș, n-ai cum. Și, și mi-a confirmat domnul Barbă, da, că această acțiune pornită și făcută și asta era planificată dinainte la casă, că asta a fost marea mea problemă, știi? Bă, dar de ce să faci o ședință de partid duminică la ora 14? Ce ți-ar, adică ce n-ai mai putea face duminica încât să-ți o umpli cu o ședință de partid? Asta pe mine m-a terminat. Când o faci, păi nu știu, era programată dinainte. Care dinainte, după? Era programată din 23 ianuarie și n-am prins-o noi, că după 24 a apărut nevoia de a face ședință, bă, duminică la ora 14. Cum se face? Cum se face? Ăla, da, ăla n-are treabă, ăla e al nimănui. E fără de treabă, domnul Simion, da? El ce a făcut aici o, cum să spun, o enclavă, de ăsta, un focar, o fieful, cum să zice. Mai, da? Că ai spus focar, îmi venea și restul cuvântului, da? Da. Dar nu mai. Da, de unde să, bă, mai multe considerente, a ajuns el să conducă organizația. De aici o poveste foarte lungă și am aplicat-o nouă. Mă expun că e legată și de Revelion, unde în loc de 1500 au venit 100, chestii. Păi am primit și o invitație la Revelion, știi? Da, 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 am primit, da, și... da. Deci s-a întâmplat, e foarte supărat pe prietenii mei care sunt lideri aici. Da, eu nu mă... dar nu că nu m-am dus, că nu m-aș fi dus la nimeni. Da. Deci dacă mă chema Iohannis, nu mă duceam. Că nu mă duceam. Anis nu mă duceam, la el alți, da, la el alți mă duceam, bă, bă, te mai vede cineva, mă, cu el, doamne, și deci termina pe viață. Uite ce te-am văzut cu ăla. Bă, nu, n-ai putea nu să recunoști. Nu eram eu. Nu eram eu. Nu era, mă confuz. Mă confuz, bă, eu cu Iohannis, vezi, nu-i treabă. Măi, da, corect. Ei, de aici încep niște complicații, da? Deci ăștia fac ședință de partid, ăia fac circăreala în față la cărciumă, la Union. Fiul meu nu poate, Radu, să duce să-și depună biletele la loto și nu încăpea la agenția de la Union, că erau ăștia, a trebuit să-l frece de Simion ca să intre să-și depună loto 6 din 40. Mă, în chestiile astea. Bă, de ce ai face asta duminica la prânz? Dacă ești un cuplu, bă, dacă ai familie, dacă ai televizor, dacă ai o pasiune, muzică, fotbal, film,
Ce o cocante, bă. Duminica e lăsată de la Dumnezeu, bă. Cum pentru o hodină? A șaptea să hodină omul, a zis bunul, da? E hodină, te mă, nu-mi fă mie nici ședință de parte, nici mitinguri antiparte, nici alea, bă. Ca să... Intrarea în normalitate așa s-ar produce, așa cred. Acum urmează... Meeting, PNL organizează duminică 4 februarie, meeting la Suceava împotriva extremismului. Domnul Flutur spune că ne așteaptă cu drag. Domnul Lungu invită sucevenii să participe masiv duminică la meetingul împotriva extremismului și se angajează că organizația municipală va participa cu 1000 de persoane. Și la vară cald. Și pentru că va face organizația municipală cald, va face... căldura de la vară va începe de duminică, așa e dată. Căldura să plătească. Deci căldura să plătească și cred că e țintită. Adică, bă, uite, noi vă arătăm că o să fie bine în țară, cu noi, începând de duminică, că uite ce bine o să fie chiar și afară, o să vedeți. Bă. Vă aducem căldură, că vă spui săturat de fric, veniți la noi cu căldură. La căldură. Da. Domnul Dan Ioan Cușmir spune următorul verset. Gheorghe Flutur și Ion Lungu sunt cei care i-au ajutat în carieră pe George Simion și Andrei Neșculescu, iar acum organizează meeting prin care să stabilească extremismul, semnul întrebării. Deci, îmi pare foarte rău, deci, dar nu știu cine e domnul Neșculescu, îl știu din Facebook. Mi-a dat este navală... clovnul Bobo. Da, deci... da, el e clovnul. Băi, era un film cu, nu știu dacă asta mică îl știe, filmul era un clown, era un film cu un clown de, un film de groază, un clown. Deci clown este un personaj odios. Nu cunosc copil să nu să fii speriat de clown. Pă bune! Deci el este, îți generează ție ca adult eventual un zâmbet, un nu știu ce, care nasul ăla, un flac pantofi învârtiți așa, nu știu unde. El ca apariție în sine este o sperietoare de copii. Foarte, foarte mulți copii am văzut care vedeau clownul să strângeau social din loa, oleu clown. Deci ăsta este, el e clownul Bobo. Da. Deci Bobo ăla care făcea chestii pe da, care el făcea e... chestii pe el, da. Exact. Mă, parcă cu copiii vorbea mai frumos, mai inteligibil. Mai. Nu știu, eu întotdeauna i-am recomandat copilului meu să... Să evite să treacă pe partea în altă și să caute paștere, nu Crăciunul. Copilului meu îi plăcea de... Zău? Da. Mie, dar a rămas cum da. Îi plăcea atunci. Da. Când acum are 14 ani, n-are plăcere. Acum îi place, îi plac filmele cu clown care îți de groază. Primăria Suceava, hai să mai trecem și la altele, că timpul trece, apa trece, pietrele rămân, tu stai cu minte, nu plec nicăieri. Apa trece, fotbalul da. Rămâne, vine Botoșan acoși peste noi. Îți comentez imediat. Hai Botoșan, hai tricolor. Primăria Suceava alocă și în acest an peste 25 de milioane de euro pentru reparații și pentru modernizarea străzilor din oraș. Dar cu strada Bradului cum rămâne? Că s-a stricat întâi. Da, de iarăși să-ți o facă domnul. Da. Și în acest an de la bugetul local se vor aloca bani pentru sport, culte, cultură, pentru Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan cel Nou, Suceava, având în vedere că locuitorii municipiului Suceava se adresează acestei unități spitalicești în absența unui spital municipal. Nu înțeleg situația. De ce mai trebuie un spital municipal când tu ai un spital? Adică trebuie și spital municipal și spitalul este județean. Da. Se întâmplă dar să fie localizat în reședința de județ, care municipiul e una, dar el ca spital nu e municipal, e județean, și acolo trebuie să facem un spital național, un spital european și un spital intergalactic. Da. Unul planetar, pardon, între astea două etape exact succesive, ca să fie spitale căcălău, Măria, da. Da, cum zice literatura clasică. Știi tu bancul cu scufița roșie care vrea să facă pipi? Nu. Că scufița roșie prin pădure mergea și la un moment dat vrea să facă și ea pipi. Și ea zice foarte bine și se duce după un copac, dă alea jos de pe ea și se apleacă și când se dea drumul, se aude în spatele ei. Trage imediat alea repede și se uită în jur, mai merge puțin cât mai merge, nu mai putea, că avea, știi că avea vezica plină. A zis, bă, nu mai pot. Se bagă niște tufe, își dă iară jos alea de pe ea și când se dea sărăcuța drum, aude iar. Trage alea înapoi, o ia la fugă, se întâlnește cu vânătorul. Vânătorul falnic, păros, zice, ce bă,
că știi că sufița roșie se tot freca așa între picioare. Da. Ce e cu tine? Mă piși pe mine, nu mai pot. Da. Și de ce nu te piși? Întreabă vânătorul. Nu pot, domne, că de câte ori mă aplec, se aude în spatele meu un zgomot și mi-e frică. Bine, zice vânătorul. Du-te puțin mai încolo după copacul ăsta, că stau eu aici și când dacă apare, facă-l în puș. Pișă-te liniștită, zice vânătorul. Ce, domne? Se duce scufița roșie mai încolo, se apleacă, vânătorul se uită la ea. La un moment dat se apleacă iar, își dă alea jos de pe ea și se aude iar. La care scufița zice, bă, auzi? Și se întoarce spre vânător care își face cruce. Să moară măiculița mea dacă am mai văzut vreodată hemoroiz care să mănânce iarbă. Da. Pesedistul Cezar Ioja, cred că știi, că tu ești familiarizat cu... Nu ești familiarizat, ci că pesedistul, domnul consilier județean Cezar Ioja, îi reproșează președintelui Consiliului Județean Gheorghe Flutur că jocul pe toloacă nu aduce turiști. Flutur se spune că răspunde, domnul Flutur îi răspunde că aceștia nu vin să bea whisky cu borcanul. Și acum știi că iarăși... Vin să mănânce bulănele de broască. Eu țin, știi că erau un cântec, un manelar cu micul Paleru. Eu țin dragostea cu anul, și beau vinul cu borcanul și irachiul beau cu sticla. Nu-mi pare rău de nimica. Da. Și tot așa, vezi că nu știi, nu ești familiarizat cu... Nu știi, e o zonă unde e sigur, în care da, total pe lângă, da. Și nu știi, așa. Domnul... Eu știu, dar iar vulpoiul de sub noc, dar nu face obiectul. Da. Zis acum cu către vulpe. Da. Așa e început. Nu detaliem că ne leagă pe toți să-i închide aici. Deci, uite, mai era un banc cool, știi, cu vânătorii de Revelion. Da. Și că o gașcă de bărbați care făceau Revelionul în același loc, de vreo 10 ani, într-o cabană undeva, știi, erau vânători. Da. Numai acolo îl făceau singuri. Da. Și într-un an de zile se decid și ei să-și ia nevestele cu ei. Primul an, îți dai seama, în care își iau nevestele cu ei. Dă-i petrecere mare, animau pe acolo și la un moment dat, pe la 4 dimineața, lăutarul care cânta, bate în microfon. Și zice, fraților, vă mulțumesc că ați avut încredere în mine și anul ăsta și m-ați chemat. Mă simt ca în familie, dar pentru că suntem prieteni, trebuie să vă zic și eu ceva. Ăștia vânătorii, da, zine, hai, băi, zice el, eu curve mai urâte ca anul ăsta n-am văzut să aduceți. Asta nu vine la asta, da, ăsta e de reținut, da. Cea mai, în altă ordine de idei, cea mai mare... În aceeași dezordine de idei, da, cea mai mare sală polivalentă din Moldova este la Suceava. Va fi. Aia la inaugurarea căreia noi am aduce noi pe Rolling Stones, dar sigur pe Recolciu. 5.000 de locuri pe scaune. Îți dai seama. El n-a cântat decât în fața maximum 300 de le zice meseni. Meseni? Da, cum vor fi scăunași. Știi, adică, da. Sau scăuneni? Sau scăuneni, da. E problema că ea care se pun pe scaune se înscăunează. Da. Și poți să întrebi că înainte de a intra, cum sunt scaunul? Cum e scaunul? Moale! Da. Lucrările de construire la sala polivalentă a municipiului Suceava avansează bine, în ciuda faptului că suntem în ianuarie și vremea nu este prielnică, iar până la finalul anului, imensa clădire de 25.000 de metri pătrați, suprafață utilă, va fi finalizată. Practic anul acesta, Suceava va avea cea mai mare sală polivalentă din regiunea Moldova, cu parcă aș fi eu primar. Regiunea Moldova incluzând Moldova sau nu? Regiunea Moldova incluzând România? Incluzând România, nu cred că incluzând Moldova, ca Moldova, da. Capitalul Transnistria. Știi? Da, da. Transnistria are o sală mai... Având, da. Acolo e armata 14. Da. Numai 2500 să iei din armată. Da. Îți dai seama. Da. Sala va avea demisol, parter, s-au turnat, se vor turna. Se pune și parasol. Că deci se toarnă păreți. Da.
Păi, ăștia care fac legătură între demisor și parter. Da. Hai să trecem puțin și la sport. Ne grăbim. Dar la sport trecem peste 10 minute. Nu, trecem acum, că tu știai că da. Un fijian cu rezultate notabile în rugby, mai obligat să pronunți. Da, rugby. Va fi antrenor și jucător la rugby club Gura Comorului. Omul are 37 de ani, multiplu campion național la rugby cu știința Baia Mare. Este noul antrenor la acest club RC Gura Comorului. Vine doar antrenor, nu și jucător? Nu a fost antrenor jucător, ci a fost antrenor în Noua Zeelandă. Așa. Se numește Sean Morel. Ok. Să fie primit, să fie binevenit. Nu știam că și Gura Comorului are. În ce ligă? Doi, da, avem doi, n-avem două la lici. La Suceava mai este? Nu mai sunt două lici acum la Rătine. Nu mai este, nu mai e, avem echipă. Avem valoare și nici bip-bip-bip, nu ne doare. Da. Continuă exodul fotbaliștilor Forestei. Zi-o, hai că mi-ai spus ceva înainte. Foresta este singura echipă din Liga 3 din județ care nu are luat pregătirile. Gruparea suceveană având șanse să-și închidă definitiv activitatea în această iarnă din cauza datoriilor acumulate. Și cred că e din cauza lui Sorin Avram. Că Sorin, totdea, iar a scris în joc, până vreo două săptămâni, să închidă, să desfințe, să uite, l-au ascultat. Asta este deci, mai spus ce se întâmplă, da. Tăbăreți pe Sorin Avram din cauza lui Noza. Fotbal grozav aveam noi până. Dar da. Măcar aveam. Deci nici măcar bruma asta, de calicia asta de fotbal, care mai era, nu va mai fi. Portarul Toma Niga a prins un transfer important la formația de primă ligă Politehnica Iași. Cred că e portarul 3-4. Excelent, bunăseamnă. Deci are lui Daui acasă, nu? Masă. Da, mijlocașul Marian Ilie a făcut și el un salt în carieră, fiind înregimentat la echipa de eșalon secund. Ce se tunare! Bun. Fotbalul nostru e plin de tunare, deci da. Nu e nicio problemă. Asta și acum atenție, că eu nu știam că Foresta Suceava are străini. Da. Fotbalistul Karime Makongo, da. Andrei Corniciuc și Odoh Chica au fost prezentați oficial de liderul seria a doua, a ligii a treia, da. Metalul Buzău. Deci e ca când ar fi deja promovați în Liga 2. Makongo, în Liga 3, nu? Și Corniciuc. Liga a doua îi primește cu brațele deschise, da. Că timp sunt la Buzău și nu... Și mai aveam un străin. Că pentru promovarea în eșalonul secund va lupta și mijlocașul Samson Izuogu, pe asta l-am văzut. Nu e după ce îl cunoști. E afro. Afro, da. Afro avem voie să zice. Afro, da. E voie. Afro, da. Păi am zis că... Da, nu pot. De ceilalți doi negri nu sunt afro. Putem să spunem și... Nu sunt afro, deci nu sunt negri, că n-ai voie. Negri n-ai voie, afro nu știi. Poți să spui, de exemplu, că ori se rupe hamul, ori se cacă calul. Poți să spui chestia. Dar... Pe ailaltă nu poți să spui. Da, deci Izuogu, Samson Izuogu cu noua sa echipă CSM Bacău s-a înviat morții. Urmează cu lor, nu cu a înviat morții. Tu ai văzut cum arăta? Eu ultima dată când am văzut stadionul din Bacău, arătau, deci era o ruină, că erau bălăriile până la până la Buci. Bă, băiatule. Băi, erau bălăriile. Băi, junior. Da. Deci pe vremea când tu cred că în țărnă sau poate te scosesești cumva, eu de la Radio AS, unde eram redactor șef, acum doi decenii, am cărat echipamentul pentru Radio AS Bacău cu d-astea izolațiuni, cum vedeți, uite aici, ca astea și cofraje cu toate cofraje de wow și de toate alea, ce echipamente electronice. Și ăsta, postul ăsta era deasupra lui stadionul, mă. Deci pe latura de mai spre în Suceava a stadionului, sus era un bloc mare și sus de tot era Radio AS. Deci eu de la Radio AS Suceava am văzut meci, Radio AS Bacău, am văzut meci pe stadionul ăsta de care vorbești tu. Bă, și cred că a fost începutul procesului de dezintegrare. Da. Da. Atunci, că de când am dus alea până în dusura următoare, parcă deja ceva scârția, parcă nu știu cum, da. Deci sunt vreo două decenii de când procesul... Din 2000, nu, ultima oară am văzut stadionul, am fost multe ori prin Bacău, dar cred că am văzut prin 2015-16, erau bălăriile, era iarba, erau bâle așa pe... 8, 7, 8, 9, ce-ți spun eu. Nu, 1999, pardon.
Păi cred că a murit odată cu... cu Sechelariu? Cu Sechelariu a murit, nu? Ăla care, așa, cu care a vrut să fie mormântat cu mâinile afară, pe cum Alexandru Macedon. Da? Așa, Dumnezeu să-l ierte. Nu-i știi mormântul? Nu. Da. Deci bunicul meu este îngropat în același cimitir cu Seche și când m-am dus și o să văd unde e bunic. Și când am intrat pe poartă... Ești din Bacău? Maică mea. Deci ești moldovean și tu... Dar eu de ce zic, mă, deci tot timpul când au început ăștia, Veneticul să plece, să ne trebuie nou consilier de Venetic, de la, cum zice ăștia, Țiței, îmi zicea, dă-mi Prahova, negru ca Țițeiul, asta era, știi, Stelica Nistor mi-a zis, Țiței, oi, Țiței. Da, ok, mi-am asumat. Dar eu am explicat, bă, deci la Suceava este un vârf al unui triunghi care are următoarele elemente. Bacău, Hotin. Din Bacău, mama, din Hotin, tata. Și eu aici, la Suceava, de-aia m-am simțit așa de bine. Este un triunghi moldovenesc pur. Nu mai știi, numai ăștia foarte exegeții devenirii istorice a neamului. O dau pe Bucovina, nu știu ce, imperii. Păi Moldova, bă, fraților. Că în istorie, manualul de istorie, zice că cel mai tare domnitor al Moldovei a fost Ștefan cel Mare și cel mai tare capital al domnitorului Moldovei, Ștefan cel Mare, a fost la Suceava. E ca și cum eu știu, peste 100 de ani, nemții din Germania de Est vor face o fundație și vor spune că ei sunt din fosta Germania de Est, vor spune, băi, noi nu suntem, noi suntem exact. Din RDG, RDG, da, suntem, da, hai, da, și vor face asociația germanilor din democrați, cu adevărat democrați. Cu adevărat democrați. Nu, aici da. Pe dreptate. Bune, deci mă lăsă. Când intri în cimitirul din Bahau, imediat, am dreptat la poate, eu știu, 10-12 metri. Băi, este ceva de nici Tutankhamon. Nici și prietenul lui Gică Petrescu, ca zic așa, da? Deci, nici eu din, da. Din, nici din Tutankhamon, nici... Și paznicii sunt zombi. Da, 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 da. Nici dinastia Wu-Tang Clan, ăsta da. Rapper din America, da? Nici Hirohito, Akihito și tot neamul de împărați alea nu și-ar fi putut imagina sau nu le-ar fi trecut prin cap să dea ordin vreunui arhitect ăsta să facă așa ceva ce și-a făcut Seche. Eu întrebam pe ea, bă, marmură neagră, mă, băieteni, bă, marmură neagră de la măsa a marmurii negre, da? E imens așa, e, cât e radioul ăsta, dar nu știu, zic, ce acolo nu ați zis? Domnului Sechelariu, păi ce-ți așa, păi ce m-a zis? Ce n-a zis, nu așa, da? Miliarde, bă, multe, multe, multe miliarde, numai, cât de, Dumnezeu să știi, numai de bine. Dar cât de aia trebuie să fii să faci așa? Sau cât trebuie să furi, mă, ca să nu-ți mai ajungă să faci ceva cu ei, să te apuci să-ți faci și tu cavou ăsta interstelar. N-am mai bun. În galaxia asta nu mai există. Sigur nu. Tot de la Foresta, apărătorul lateral, Șerban Nițu, s-a dus la Șomos Fălticeni, în timp ce Sebastian Nichita și Sebastiana Babei, da, vor face naveta, da. Vor continua să activeze sub comanda antrenorului Florin Croitoru, care a semnat cu eșalonul al treilea viitorul Curița. Ce? Vorbește, bă, frumos! Bă, viitorul Curița, așa se numește, ocupanta poziția 8-a în seria 5-a. E greșeală de... Grafie, bă, ceva, nu poate să fie Curiceta, cu... în România? Da, mă, viitorul Curița. Uruțul, mă, să-i zic, Curița, e altceva. Viitorul Curița, de asemenea, tânărul portar Matei Cuciureanu, în vârstă de 17 ani, își va continua activitatea la Politehnica Iași. La școala? La 17 ani, te gândești, mai faci și școală. De școală, acum mai da, trebuie școală. Soartă, da, trebuie la oficialii cumpării din Popov, văzând în el o soluție pentru viitor. Da. Și tu ai scris un editorial interesant. Băi, doamne! Craiova, doamne, e Rotaru. Da. Care mie mi-a plăcut, dar dacă mă apuc eu să povestesc cu mine de față, n-are rost. N-are rost, ești tu. Păi n-am ce să povestesc. M-am uitat și să văd și cine e Rotaru ăsta care... Deci îi bate FCSB-ul, îi căpiază, îi scoate de ghete, îi năucește, le dă 3, dar putea să le dea 7. Doar mă vine Rotaru și rezultatul este mincinos. Zice, primul gol a fost un penalti inventat de arbitru. Al doilea gol a fost o greșeală individuală care îți face. La al treilea gol putea fi, dar n-a fost. Bă, da, așa, mai avut încă vreo 7 ocazii clare. Eh? Timp în care de la ei, împiedicatul ăsta, bolovanul ăsta, bă, pietricică, nu-i bolovan, e mare. Și
un limbrică, așa se te limbricul, da? Limbricul de mitriță, care nu are în cap decât tatuaje și coafiuri, și a mai tras una acum, nu știu, dacă are repări, știi, coafura, și tot e tatuat, și pe gușă, și pe baia, și pe nu mai poți să, nu poți să zici pe ce, că sigur ești acolo. Și ăsta scapoată cu portarul, bă, cum să zic, super speranța României pentru european, mitriță, da, limbricuță ăsta. Se duce singur, bă, cu portarul și trage una în portar să-l omoare acolo. Singur, nederanjat de nimeni. Deci o echipă de panorame, care vedeta supremului altă panoramă, și vine stăpânul echipei, altă panoramă, și care știi de ăsta, dar are manere, ca Burleanu, din aceeași încrengătură, același aluat. Deci are manere și vorbește așa, calm, distins nu e cazul, distins așa și zice, sigur că pot fi luate în calcul divers, însă să nu uităm că am fi putut. Deci noi am fi putut, trebuia să, ăsta e vincinos, ar fi, trebuia să-i batem noi. Bă, dar ne-au dat 3-0, dar ne-au scos 2 biete, da? Mă zic, cine e mă ăsta? Și dau și eu, păr, cine e bă, Rotaru? Bă, Rotaru este unul care a făcut agricultură pe rupte în Oltenia lui natală și răbdătoare, și prea răbdătoare. Din banii din agricultură i-a ieșit un imperiu ăsta eco, cu ăstea. Face energie verde, mă. Dar, deci, ce-a rupt de agricultura românească asta, dă n-are de niciunele, bă, pe ăsta l-a scos ultramiliardar. Banii e investit în energie de asta alternativă, verde, eco, de nu știu care, are cele mai mari firme de ăsta, dar nu le are pe numele lui, le are pe ale nevestiții. Oare de ce? Nu trebuie ca proastă așa. De ce? Adică, bă, dacă fac eu afacerea, de ce aș demersa-o pe nevastă? Dacă n-aș avea ceva de asta, ca atare, Craiova nu are pe el acțiuni, dar separat de asta, în 2022 decembrie, a zis, noi ne-i mai trebuie, și bagă picioarele în el, fotbal s-a săturat, încă 7 luni până se termină campionatul, sănătatea a plecat. Când s-a terminat campionatul, în loc să sănătate și a plecat, el a mai cumpărat, pe baza vânzărilor de agricultură, a mai cumpărat 5% de la ala, 5% de la ala și a ajuns el să aibă 95%. Dar niște 95% din acțiuni, ce să le bani, nu știu ce să zic, că nu-i pe acțiuni, ceva, nu, capitalul de investit în echipă. Ăsta din ăștia 95%, vreo 80% sunt pe doamna, nu știu, Irina Alexandrina parte, da? Irina Alexandrina Rotaru este de fapt președintele în hârtică, dacă are 90% ea, ea e șef, nu e el, nu? Deci este echipa, dar acum vine de să leagă, știi, că dacă echipa a inventat-o Olguța, nu, asta e Craiolguța echipa asta, nu? Da. Păi dacă a inventat-o Craiolguța, nu poate să fie produsă decât Irinuța. Sau Urinuța, cum eu zice, da? Căuritorii urinii. Căuritorii urinii. Sunt acolo toți, da? Deci asta e echipa lui Craiova care se dă de pe titlu, trage la ce să tragi, mă, la ce titlu, aduște împiedicați de ăștia, numai artă, talent și meserie, toți tatuații și coafații și mecheriții în teren, la conducere, alți mecherii care, domnule, băi, la 0-3 acasă, te-ai dus, te-ai ascuns și taci vreo lună, poate, uite lumea. Nu ești tu, mă, cu pieptul înainte, zic, e rezultatul mincinos, trebuia să poate. Și el zice, vrea în continuare tipul. Ce vrei, mă? Da, asta e, că de cam despre asta era vorba. Dodo, punem... Noi punem. Noi punem. Doamne, ajută, că începe, da, a început Botoșan, a început? Stai așa început puțin, vreau să-ți mai da. Spun, vreau să te invit în mod oficial și vinerea viitoare la ora 16 să spun de ce. Frumos. Pentru că vom avea împreună un invitat, dacă tu îți mai amintești, a fost un eveniment. Primul atentat cu bombă din Suceava de după 1990. Nu știu, am trecut pe acolo, m-a oprit poliția, deci făceam un sfârșitor pe către tribunal, da? Pe străduța aia de la tribunal. Da, pe străduța aia de la tribunal. Vom avea ca invitat cel care a plătit, cel care a făcut închisoare, care a făcut închisoare vreo 20 de ani pentru acest lucru. Este în prezent liber și care omul își susține în continuare că este nevinovat și că a făcut pușcărie nevinovat. Este vorba de domnul Vasile Ungureanu, așa că te invit, va fi o ediție, sperăm noi, cât mai foarte, foarte interesantă. Am nevoie de aportul tău pentru că erai mult mai, erai matur pe atunci și eu eram un băiet.
Da, eu nu e matur nici acum. Stai, stai liniștit. Nu, ăsta e criteriu. Da, nu. Da. Îți amintești cum vorbea, îți aduce aminte cum vorbea Ionuța aia? Îți amintești? Da, cum să nu, am tot în ambia lui Gioi Micenei, dar lui Dumnezeu, de noaptea după etapă. Da. Procesul etapei. Da, procesul etapei. Deci te invit. Deci da. Așa. Da, și ce, așa vorbește și eu? Nu-l cunosc pe Domnul, decât din... Da. Deci cu Ovidiu Ionițoaia. Invitația omului am făcut-o și eu m-am confirmat. A petrecut campionatul mondial de fotbal din 1990 în Italia, la Teleze Terme, unde fusese cazată echipa României, care tocmai fusese eliminată de Irlanda. Da? Și eu în cele 8 zile cât am stat acolo, am stat cu Ovidiu Ionițoaia zi de zi, seară de seară. Cât nu plecam, când plecam în excursie, el nu era acolo și avea baza la mondialul din 1990. Mi s-a părut că ăla a fost mai frumos decât chiar cel din 94, dar nu știu de ce mi s-a părut chestia asta. Deci n-am termenul de convație că n-am fost la două, dar cred că am fost unde trebuie. Nu cred că se poate, poate. Și, la cred asta că, cred l-ai și plus, Spania, la European te cred duci. Că și cum? Te duci la European să vezi un meci? Nu, sunt dragi foarte tare nemții și maniera lor de a interacționa cu demenții ca mine. Deci am nevoie de alt mediu ca să mă dă. Da. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, în această după-amiază de toamnă, iarnă, vară... Către primăvară și vară, duminică, la meeting, clar, exact, că aduce PNL-ul căldura. A fost domnul jurnalist, artist al poporului Dor Octavian Popovici și subsemnatul Lucian Dimitriu. Vă spunem la revedere până vinerea viitoare, când domnul Popovici ne promite că va fi prezent și mă va escorta la o prea frumoasă emisiune. Cu condiția să nu intervină vreo nenorocire, ceva. Poate că nu. Deci așa cum se arată. Va fi bine. Da, pe curând. La revedere.